Dragi prieteni, iată-ne în fața moaștelor Sfântului Nicolae. Aici este trupul Sfântului Nicolae. Ne aflăm în subsolul Bisericii San Nicola din Bari, acolo unde se află trupul Sfântului. Sfântul Nicolae a fost înmormântat în Turcia, în localitatea Miralichiei, în secolul IV, pe la începutul secolului IV a murit, vreo 700 de ani a stat acolo înmormântat. Până când niște marinari din Bari l-au furat trupul și după vreo 700 de ani l-au adus aici, în Bari. O parte din moaște se află în Bari, însă mai există o parte dintr-o mână chiar și la București și mai sunt și alte moaște împrăștiate prin lume. Este gratuită intrarea în această biserică, trebuie să coborâți la subsol, într-o încăpere susținută de foarte multe coloane, arată așa. Oamenii vin, se închină. Biserica este foarte frumoasă, o să vă arăt și biserica. Am coborât de pe nava de croazieră și am venit direct aici, la Biserica Sfântul Nicolae. Nu este o biserică îndepărtată de port, de altfel portul este cumva în centrul orașului. Am mers pe jos câteva sute de metri ca să ajungem aici, să spunem o rugăciune. Tot aici, la subsolul acestei biserici, este și o capelă ortodoxă. Practic, biserica este și catolică și ortodoxă în același timp. Mai rar găsiți așa ceva. Aceasta este capela ortodoxă. Ieșim din subsolul bisericii. Și ajungem în Biserica Sfântul Nicolae. Mare și impresionantă. Dintre tot ce are de oferit Bari, cel mai mult am vrut să vizităm această biserică a Sfântului Nicolae. Ne-am dorit să venim aici pentru că am crescut cu Moș Nicolae și deși e varianta, cum să spun, păgână a Sfântului Nicolae, totuși avea o însemnătate deosebită, cea religioasă fiind cea de episcop. Sfântul Nicolae a fost episcop în Turcia, unchiul său era episcop și i-a urmat acestuia în carieră. V-am povestit că după ce a murit și a fost așezat acolo într-o localitate, Miralichiei, a fost furat și a ajuns aici la Bari. Și stă aici la Bari de prin anul 1087, deci are 1000 de ani de când moaștele sale sunt aici. Sfântul Nicolae este cel de la care astăzi vine Moș Crăciun, Santa Claus, de la Nicolaus. Este cumva cel pe care
L-au pomenit și cei de la Coca-Cola când fac acea campanie de sărbători cu Moș Crăciun și Coca-Cola. În realitate este Sfântul Nicolae. Este cel de care se leagă celebrele jordițe albe și asta pentru că în viața sa reală, Sfântul Nicolae, care a participat la primul sinod ecumenic din lume, cel de la Nicea, se spune că l-ar fi pălmuit pe un episcop care vorbea lucruri neadevărate despre Iisus Hristos, iar palma aceea dată episcopului a însemnat de fapt o palmă dată celor care erau împotriva creștinității sau o corecție și astfel se justifică acea jordiță albă pe care o vedem noi astăzi, vânzându-se peste tot locul în preajma sărbătorii Sfântului Nicolae. Biserica aceasta este deosebit de frumoasă, poate putem filma puțin tavanul ei, este deosebit. Ai impresia că Michelangelo, Da Vinci și alți mari sculptori s-au unit ca să facă acest tavan? Mi se pare foarte înaltă, deosebit de înaltă, biserica. Se spune că Sfântul Nicolae a ajuns aici oarecum și întâmplător, pentru că înaintea negustorilor și marinarilor din Bari, care l-au furat, au mai vrut să-l fure și unii din Veneția, doar că venețienii au ajuns prea târziu în Turcia să-i aducă trupul și au ajuns cei de aici primii, astfel încât l-au adjudecat, să spun așa. El este și protectorul marinarilor, pentru că a salvat marinarii aflându-se pe apele învolburate ale mării, este protectorul copiilor, femeilor, este protectorul săracilor, de aceea Sfântul Nicolae dădea cadouri, pentru că a salvat de la măritiși trei fete, oferindu-le sau oferind tatălui lor, oferindu-i tatălui lor câte o pungă cu galben timp de trei nopți consecutive, pentru câte o pungă pentru fiecare din cele trei fete, ca acesta să-și mărite fetele, să le dea zestre, pentru că nu avea bani de zestre, altfel l-ar fi trimis să se prostitueze. Lumea zice câte o rugăciune aici în Biserica Sfântul Nicolae din Bari și aici, dar mai ales jos la subsol unde am fost mai devreme. Am spus că intrarea este gratuită. E mare lucru să poți ajungi la moaștele unui sfânt așa important ca Sfântul Nicolae la liber. Așadar, dacă ajungeți în Bari, pe niște străduțe albe, înguste și asemănătoare cu cele din Napoli, cu haine puse la uscat, cu cearșafuri pe la ferestre, veți ajunge printr-un labirint de străduțe aici, la Biserica Sfântul Nicolae și puteți vedea gratuit moaștele Sfântului Nicolae. Vă salut de aici!